Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Despre păcănele să vorbim un pic, pentru că, în sfârșit, iată o decizie pe care o salutăm. Senatul a votat proiectul de lege care, teoretic, mai trebuie să fie votat de Camera Deputaților, ar urma să mute sălile de pariuri și păcănelele la marginea localităților. S-a votat în unanimitate. Și ce prevede proiectul e foarte interesant. Spațiul dedicat jocurilor de noroc este situat la cel mult 50 de metri de limita teritorială a orașului, municipiului, ora comunei, inclusiv a municipiului București. Mm-hmm. Deci asta înseamnă, practic, imaginați-vă la granița administrativă a localității respective, unde se termină localitatea. Acolo imaginați-vă o fâșie, o centură de 50 de metri lățime, adâncime, cum vreți să-i spuneți. Așa. Și doar în acea fâșie de 50 de metri pe graniță, doar acolo se vor putea pune să-l autoriza să-l de jocuri. De deci pe centură cum ar veni în București? Să luăm clar cazul ăsta. Cumva da, doar în jurul centura, Bucureștiului, pe șoseaua aia de centură ai putea să ai jocuri de noroc. Așa e. Da, în săli. București. Doar pe 50 de metri? Asta înseamnă că s-ar face ca în fica Saturnul. Mm-hmm. Îți dai seama la câte sunt. Da, avea inele. Dacă le pune pe toate acolo, o să fie greu. Adică o să înconjoare Bucureștiul. Nu, pentru că mai există o prevedere, vorbim imediat despre asta, dar pentru București, sigur, marginea este centura, într-adevăr, dar sunt... E cel mai simplu exemplu. La București voluntari. Adică noi aici suntem, unde e redacția noastră, suntem chiar la graniță. Cred că 200-300 de metri mai încolo începe localitatea voluntari. Da, corect. Adică nu suntem chiar în câmp, știi cum ar veni. Dar mai aici sunt e clar că de birou și așa vor mai profita de locurile de genul ăsta. Da. E bine, o să reglementeze asta. Probabil te duci succesiv până ieși din ultima localitate alipită. Adică... Deci în București, practic, după ce intră în vigoare legea asta, se publică monitor, mă rog, contestații și așa mai departe, în termen de 60 de zile ar trebui să dispară toate sălile de jocuri din oraș. Bravo. Și din orașe, din centrele orașelor. Uh-huh. Da? Uh-huh. Un al doilea criteriu, că spunea Luca, o să fim ca pe centura Saturnului. Nu, se impune o limită de maximum o sală de jocuri la 20.000 de locuitori. Adică, dacă Bucureștiul are, să zicem, că 3 milioane, o să fie trebuie oficial, cifra oficială. Cifra oficială, nu așa estimări, da? Da. Să presupunem 2 milioane de locuitori, o să rezulte cât? Împarte și tu, 2 milioane la 20.000. 100 de săli. Atât. 100 de săli. Deci în București se vor autoriza maximum 100 de săli. 100, da. Și de data asta vor trebui autorizate și de primărie. Să fie aglomerate. O să fie pe bază de licență, probabil. Fiecare sală nu va putea avea mai mult de 20 de aparate efective, adică fiecare loc de ăsta 20 de aparate. Până acum limita era, cred, 75 sau ceva de genul ăsta. Deci București o să aibă 2000 de aparate. Da. O să fie cu programare. Exact. Vor trebui autorizate de primării. Până acum, din câte știu, trebuia doar să notifici primăria că ai deschis o astfel de un joc, o sală de jocuri. Uh-huh. Acum primăria trebuie să te autorizeze. Ce se va întâmpla dacă vor fi mai multe cereri? Nu știu. Adică asta nu este prevăzut în acest proiect de lege. Cum vor fi autorizate? Prin tragere la sorți, prin taxare, prin licitație, prin da. Habar n-am cum o să facă. Dar dacă o să fie prin licitație, anticipez aici niște șmecherii cu bani de n-o să ne vedem când o să se dea șpăgi pentru autorizarea unei săli de joc, din moment ce numărul de săli de jocuri va fi limitat. Da, o să ne... Mă rog, ca în lumea mafiei. Până la urmă e la ei acolo, așa și cu asta. E treaba lor ce și păși dau ei între ei pe acolo în lumea lor a jocului. E important să scoatem din oraș. Mie mi se pare ireală. Dacă legea asta trece, mi se pare ireal de bună. Da. Adică cred că ar fi cel mai bun lucru care s-a întâmplat în România în ultimii mulți ani. Da. Da. În localitățile cu mai puțin de 5.000 de locuitori se va interzice total, adică nu va exista nicio posibilitate. Sate, la sate și comune. Da. Și dacă, oricum, dacă limita este de o sală de jocuri la 20.000 de locuitori, înseamnă că în enorm de multe localități care sunt sub 20.000 de locuitori, sunt multe orașe care au sub 20.000 de locuitori, sunt comune să nu mai vorbesc, uh-huh, atunci nu vor mai exista astfel de jocuri. Deci se va reduce dramatic numărul sărilor de jocuri din România, de păcănele. Ceea ce, din punctul meu de vedere, e super ok. Da, eu tot nu cred că se va întâmpla asta. Pe de altă parte, cred că acum trebuie făcut o reglementare serioasă și pentru jocurile pe internet.
Pentru că, probabil că cei care sunt, din păcate, dependenți, dacă nu vor mai avea loc fizic în care se ducă să dea la păcănele, s-ar putea să descarce aplicații și să se joace acolo. Cumva. Da, dar oricum mai e limit. Adică, sigur, o să fie greu să desfințezi, practic, asta. Ori le desfințezi la nivel de stat, da, de tot, ori altfel mereu deci vor găsi multă soluție. O să ducă curata la trebuie multă jocuri, atenție. Dacă de cât. Și ultima chestie, interesant că deși proiectul ăsta este, mă rog, el a fost inițiat de USR, a fost acum adaptat, toată lumea l-a votat, e regulă, e votat în unanimitate, el a fost acum susținut de PSD, de Marcel Ciolacu, președintele PSD, el a vorbit despre asta, dar interesant că punctul de vedere al guvernului, adică al premierului Marcel Ciolacu, este negativ, sau a fost negativ pe proiectul respectiv. Deci Ciolacu de la partid a zis să facem, Ciolacu de la guvern a zis să nu facem. Înțelegeți? Și asta de dublare? Da, pentru că guvernul tehnic spune nu e bine pentru că se reduce numărul locurilor de muncă și o să reducă încasările și înțelegeți cam și cum e lumea politică. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.